diferența între pastramă și carnea afumată? Păi carnea afumată nu spune nimic decât sare la ea. Deci mai sare. La pastramă e altă treabă. Deci se face carnea sintetică, se face frumos, se dă la sare, după aceea se face un amestec din ardei iute, tot de asta roșu, ardei iute, usturoi, un pic de boia de ardei, tot iute, ca să dea așa un pic de culoare, și apă. Se face un concentrat de apă, tot aia, plus sare care aia, foi de dafin și cimbru. La pastramă, cimbru predomină. Da. Și se bagă, deci, toată carnea aia, se bagă, deci, zahăr mai trebuie să completeze carnea, să stea zahăr până deasupra și să lasă două zile la macerat, două, trei zile. După care se iasă până la scurs, aia se mănâncă, ori frig la tavă, ori în tigaie, ori pui la fum și o mănânci uscat, afumat. Am înțeles.